Bună ziua! Cu cine avem onoarea? Bună ziua! Mă numesc Constanța Năstase, sunt profesor de informatică în SAVA și de 6 ani și consilierul educativ al liceului. Așa zis, copiii mei mă numesc și mama tuturor răniților. Foarte frumos! Spuneți-ne ce părere aveți despre proiectul pe care îl desfășurăm împreună cu Primăria Sectorul 1 la dumneavoastră în liceu. De când am primit comunicarea legată de conținutul acestui proiect, am fost foarte atrasă de conținutul și maniera promptă de premiere a copiilor. L-am pus în discuție cu Consiliul Elevilor, cu conducerea liceului. Am studiat cu mare atenție și site-ul, în afară de informațiile pe care le-am primit pe mail, și ni s-a părut o provocare la care se poate implica și Colegiul Național Sfântul Sava, pentru că, dar, din păcate, singura mea problemă ar fi fost și a colegiului care am discutat, este că în Sava există foarte mulți copii ambițioși. Pot să spun că 99% dintre copiii din Sava sunt ambițioși. Am ales prin tragere la sorți, am ales aceste clase care au fost implicate în proiect și m-am gândit ca profesorii care vor juriza să fie aleși chiar de copii. Adică și părerea lor contează în alegerea profesorilor care îi vor judeca. Pentru profesori, la rândul lor, unii dintre profesori chiar au fost foarte implicați în alegerea acestor elevi, pentru că este greu să sezizezi, da, care este cel mai ambițios copil. După ce am strâns informații legate, strânse de la, deci punctajele, apreciere tuturor colegilor, am fost din nou foarte uimită că în trei dintre cele 4 clase, profesorii au identificat aproape același elev pe locul de lider. Într-o singură clasă a fost mai greu să aleg. Și marea bucurie am avut-o când am discutat cu dumneavoastră și mi-ați spus că copiii vor alege în final liderul dintre, adică cel mai ambițios copil dintre cei doi. Și ați văzut astăzi în urma alegerii care a fost alesul copiilor. Deci chiar ei știu să identifice cei mai ambițioși dintre ei. Și cred că și votul lor ar fi foarte important în alegerea celui mai ambițios copil. Ce impact a avut pentru copii? Unii dintre ei, să vă spun sincer, eu am anunțat acest proiect, au participat la prezentarea proiectului când ați fost dumneavoastră la sfârșitul lunii septembrie și ați prezentat acest proiect. Unii au privit așa puțin, poate cu scepticism sau știu eu, adică lor nu le-a venit să, nu li s-a, lor nu, ei n-au crezut că într-adevăr vor primi această bursă sau știu eu, n-au privit așa, adică nu, fiecare dintre ei nu s-a așteptat să fie chiar el implicat. Doar ați văzut astăzi la premiere, i-am văzut unii, erau real emoționați că au fost selecționați, au fost numiți, au fost incluși printre copiii ambițioși. Și cred că contează foarte mult abia de acum intră jocul, adică ei copiii au văzut că este posibil. Și atunci eu sunt convinsă că de la a doua lună copiii vor fi și mai motivați. Super. Se poate. Au fost selecționați. Probabil că mulți dintre ei sunt convinși, mă fac acum așa, că li s-a făcut dreptate. Adică mulți dintre ei poate s-au văzut că într-adevăr ei muncesc și cei profesorii îi văd că muncesc. Și poate că luna următoare își vor dori mai mult să se evidențieze printr-o, cum se cheamă, printr-o atitudine mai motivantă, mai antrenată, să fim mai antrenați în cadrul acestui proiect. Și eu mi-aș dori să rămână și să se vadă, mă gândeam chiar acum, poate ca să continuăm la aceste clase și pe fiecare lună să nominalizăm care este cel mai ambițios. Asta e și intenția noastră, să vedem deci acum. Asta mi-aș dori, să vedem dacă în continuare copiii își doresc să rămână și mi-aș dori ca până la sfârșitul anului școlar să identificăm jumătate din clasă, exact cât ar fi să fie cei mai ambițioși.
Mulțumim mult! Și noi vă mulțumim încă o dată și chiar a fost o provocare pentru noi. Și am făcut-o cu tot dragul, adică pentru copii am făcut-o cu tot dragul. Și vă mulțumesc și eu, în numele copiilor, pentru că ne-ați ales și pe noi. Și vă așteptăm și cu alte proiecte. Sigur. Mulțumim. Da, vă mulțumesc și eu.